Dacă rostim Anglia, doar cuvântul Anglia, ce spunem? Din stat, finanțe, bănci. Dacă spui, de exemplu, Elveția, da? Spui și acolo bănci, spui ciocolată, nu? Dacă spui Austria, spui turism. Deci fiecare are o nișă. Care este nișa României? Nișa României, de departe, istoric vorbind, este agricultura, este pământul. Deci ce putem noi oferi lumii întregi și nu poate să ofere nimeni din Europa? Hrană de cea mai bună calitate. Că atunci când scoți sau adaugi silabe în limba latină, ajungi la limba bătrână a dacilor. Deci asta înseamnă că poporul român a fost el însuși o civilizație. Și romanii au fost urmașii noștri și nu invers. Și aceasta este sabia, este săgeata, scuzați-mă, adevărului, cum spune Iorga, care se împlântă în tine, iar toate minciunile care ți-au fost acoperite cad în genunchi, cum spunea el, în noroi în fața ta. De neimaginat așa ceva. Struguri au rămas, știți foarte bine, mai ales Iașul și tot județul, au rămas neculeși. Și se vând în supermarketuri struguri din Polonia. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Deci, este clar că nu este stat, sunt doar grupuri mafiote care au pus mâna pe țara românească. Despre asta vorbim. Marea cheie acestor vremuri este să conștientizezi acum viața, nu la final. Eu vă pot spune așa, uitați aici, va fi foarte bine pentru întreaga omenire. Va fi o lume așa cum a dorit-o Iisus Hristos. Până atunci însă, va fi o situație gravă. Vor dispărea lumi și popoare. Ideea este unde ne vom afla noi, ca neam și ca națiune. Deci dacă reușim să conștientizăm acum, e bine. Marea renaștere este ca răspuns la marea resetare. Noi nu putem să acceptăm ceea ce o clică de psihopați o induc la nivelul întregii omeniri. Așa ceva nu poate să fie acceptat de către un popor istoric. Să fie poporul român cel care va semnala demnitatea ființei umane în Europa și în întreaga lume. Cei care renunță la libertate pentru siguranță, fie a puntecului sau a salariului lunar, nu merită niciuna, nici alta. Avem această capacitate și trebuie să înțelegem ceea ce este esențial, și anume că România trebuie să știe ce vrea și poporul român să înțeleagă ce poate. Trăiască România! Totul a crescut 25%. Alimente, benzină, generic vorbim, da? Vă spun. Da. 25%. Păi pentru ce să crească 25% o țară care dețin ultra capacitate energetică? Hidro, pe cărbune, care a fost închis în mod special. Am tot ce trebuie. Toată industria energetică, mintea de care s-a vândut acum de curând, după cum știți. Acolo era baza, era cheia energetică. Noi aveam toată structura energetică exact, precis, construită pentru situația existentă de astăzi. Avem tot ce ne trebuie. Astăzi în lume, datoria este de lumii întregi, este de peste 2,4 quadrilioane de dolari la un PIB mondial de 80 de trilioane. Realizați diferența? Păi orice asset care a fost cumpărat cu bani tipăriți, sucombează. Deci colapsul este o chestiune de probabilitate matematică. Iar noi unde ne aflăm? Pentru că noi nu mai producem nimic.
apropo de contextul discuției noastre, de aceea v-am dat acest exemplu.